Domnul sunteți? Neva sunteți Copacinski Ruslan. Corect. Și ați stat lângă mașina, e parcată ilegal, cu numere ilegale. De fapt, eu și-o scos deja, îmi spune, faci taxi. Taxi. Și nevastă, ce nu v-ați apropie să-i spuneți s-o parcat ilegal? Și uite chiar la intersecție. Și de asta s-o apropiat și ați dat mâna cu dânsa? Aveți ceva în mână? Da, avem ceva în mână. Dar de ce v-ați apropiat și ați dat mâna cu dânsa? Doamna, întâi vă prezentați. Păi nevastră, de unde? A cui aparțineți? A cui aparțineți? Păi este destul normal să vezi, nu? Păi nu este nicio legitimație, niciun număr. Păi ați cerut să mă prezint? Prezentați-vă încă o dată. Dar dumneavoastră cine sunteți? Păi nu contează, eu sunt cetățean. A, nu contează? Eu sunt cetățean, bine, da. Nu contează, doamnă cetățean. Deci nevastră și dai mâna cu tot taxiștii care-s parcați ilegal? Nu mi se pare normal ca un polițist dea mâna cu un taximetrist care stă ilegal în centrul intersecției. Bine, asta cum a fost, doamnă? Acum a fost. Dumneavoastră, asta înainte inventați, scot telefonul. Asta n-ați dat mâna cu dânsul? Nu, nu m-am salutat. Bun, nu înseamnă că n-am dovedit cu telefonul să filmez. N-ați dovedit. Și numărul de matriculare, vă rog. Altă dată, când ați dovedit. Numărul de matriculare. Numărul dumneavoastră de matriculare. Care de matriculare? Păi pe care l-aveți? Fiecare polițist are numărul de matriculare. Matriculare? 760. Este numărul de matriculare. Păi corect, ca agent constructor. Aha. Ce faci aici în piață? Dumneavoastră nici nu știți și trebuie să șereți de la un polițist. Dar și trebuie să șer la un polițist? Eu înțeleg dumneavoastră, dar dumneavoastră cine sunteți? Dar și trebuie să șer la un polițist? Dumneavoastră cine sunteți? Spuneți-mă rog și trebuie să șer la un polițist. Dumneavoastră cine sunteți? Cetățean. Cetățean, că tot vă prezentați. Dar ce eu să mă prezint? Nu trebuie să mă prezentați. Dar eu nu vreau să mă prezint. Cu ce ocazie să mă prezint unui polițist care dă mâna cu toți taximetriști care stau parcați ilegal? Păi nu are importanță, are cine importanță. Dau eu mână, cine mă salut. Mie nu mi se pare normal ca să vă salutați cu unul care stă parcat în intersecție și face taximetrie ilegală. Parcați? Voi sunteți aici pentru a curăța strada, dar nu pentru a da mâna cu dânsii. Curăța strada? Da. Voi sunteți aici în loc de mine. Vă exprimați foarte bine. Mulțumesc, mă exprim foarte bine. Și doamnă, cine sunteți? Doamnă, cine sunteți? E că și stați aici. Eu sunt la serviciu, dar dumneavoastră cine sunteți? Păi și care serviciu? Eu sunt la serviciu. Păi și faci, mă tare, dacă stai cu toți polițiștii din mână. Păi asta, eu să-ți fac serviciu, dar dumneavoastră cine sunteți? Păi și faci aici, pot știu și eu. Deci, păi și faci aici, exact. Dați mâna cu toți taxiștii ilegal. Ați mă adresez, nu repede. Naționale de patrulare, corect. Cu adresare, cu petiții. Și vă lămurești, sunt normal. Păi și acum aici ce faceți? Activez. Ca și? Pentru că ați dat mâna cu ca un măturist. Da, eu am înțeles. Nu nicio problemă, așa? Așa. Ce scotați treabă, rog? Păi da, și stați aici de formă, dar nu le spuneți taxiștilor să pleșe. Ia uitați-vă o stradă plină aici, plin cu mașini parcate ilegal, dar matale șed și te uiți și dai mâna cu tăiat. Sau matale urmărești pe ăștia care au bani să-i scurci? Păi asta dumneavoastră a spus. Asta e opinia mea, dacă matale stai degeaba aici. Și uite-mi o rutieră și ei care-i parcată acolo peste drum. Ea nu-i parcată ilegal? Nu obstrucționează trecerea pietonilor pe partea și elălaltă? Ia uitați-vă. Se vede foarte clar. Adresați-vă și probleme. Păi eu mă adresez la dumneavoastră, păi eu fac o cerere verbală, orală, spunând că e ca mașina respectivă. Nu, dar matale ești polițist. Nu deci, mă provocați acum. Deci la cererea mea matale nu e măsuri. Telefonul. Deci la cererea mea matale nu e măsuri, da? Deci eu mă adresez personal ca matale să faci măsuri cu rutiera de acolo, matale nu vrei, da? Vă știți că cetățenii care vin cu rugăminte, dumneavoastră trebuie să luați acțiune, iar că eu spun, mașina respectivă e parcată ilegal și obstrucționează trecerea pietonilor. Matale, ce faci? V-am ascultat. Păi și nu trebuie să luați acțiune cu mașina respectivă păi care obstrucționează trecerea. Eu o să acționez, când? Nicio problemă. Când o să acționați? Am spiu că azi în Roma, când Roma trebuie să fiu cu boardele să fiu la spalare.